Ce se întâmplă, băieți și fete? Astăzi sunt într-un nou video și astăzi mă joc la joc Adventure Time. Pot să-i pun muzică, dar înainte am încercat să mă joc cu muzică. Am făcut un test de joc cu ăsta să văd dacă e bun. Și muzica nu mi s-a auzit vocea și nu am scos-o. Dacă vreți să o auziți, vă pun amu 2 secunde. Amu vă bag. Să vedem. Settings. Asta e muzica. Amu sună. Așa sună tot timpul, dar nu vreau să mi se audă vocea. Și pe episod o să fac doar o cavernă. Lumea lui Pericol, 4 prințese au fost luate pentru viliani și o să fie captive în dungeons. Lume, Deo, un ero trebuie să le rescateze și fiind cel uman trebuie să... Vă las să vă... Bine, am încă citit ăla, nu vreau să... Vă plictisesc cu vocea mea, cum citesc lucruri, așa că o să vă las aici câteva secunde ca să citiți. Și dacă vreți, păi vă citiți și puneți pauzele, citiți și eu mă tot joc. Eu o să le citesc după ce, când o să cad video și să nu... Și fie prea lung, dar trebuie să vorbim cu asta ca să începem. Da, și nu uitați că dacă vreți să vedeți mai mult content al meu, dați like și dacă vreți să, așa, dacă vreți să vedeți un content care nu e meu, dar oricum apar, duceți-vă la lumea lupișorilor. Aici de față! Da, și acolo să vedeți un serion care se cheamă Lumea Insulei și puteți... Puteți să vă uitați, și dacă... susțineți acolo cu un subscribe, cu un like, da, cu... dar oricum, când dacă un share la prieteni. Da, și dacă nu vă place canalul lui, de ce urcăm Urgacea Live, puteți să... No. Puteți să-mi scrieți în comentarii ce jocuri, ce idei de jocuri aveți. Da. Poate încerc. Hai că să încerc să nu mai fac atâta timp la cavernă. Cu ultima dată când am încercat să fac prima cavernă, doar să fac provă de sunet, citate, am stat vreo 17 minute să o fac. Nu? Da. Hai să încerc să o facem repede. Dacă auziți, asta e ălalalt care ne ajută să facem video de la Brawl Stars, dar... Poți să deschizi ușa, te rog? Da. Da! Lasă-l, îl sufoci, Matei! Da, hai să ne jucăm, am venit Matei, ăla care m-a ajutat la primul video de Brawl Stars. Adică s-a jucat cu mine. Și-amu, dacă vedeți, vă explic un pic. Aici am gemurile, momentan n-am niciuna, dar o să câștig multe. Aici la butonul ăsta albastru, de aici jos la dreapta. Atac, cum a fac aici. Aici e pauză unde să-mi arate mapa când o să am, adică harta, și aici o să-mi arate itemurile sus. Bine. Asta, butonul ăsta de schimbat, deci când o să am o armă, o să mi se schimbe la iarmă. Atunci, aici sus la stânga am inimioarele, care momentan am 3, dar în locuri future să am mai multe. Vă aștept 2 secunde. Bine, după ce vedeți că am ok, astea sunt cheile care am în capcană, adică în... inventar, practic. Nu, da, în inventar, dar astea, da. Dacă așa. Și atunci eu când o să am mai multe arme, cred că o să schimb aici butonul ăsta, că vedeți că am schimbat într-o fericire, să fie mai frumos și mai cute. Cred că apar aici de sub de gemuri armele noi care am, nu știu. Stai să mor ăștia că cred că îmi dau lucruri. Vedeți, asta e un gem. Vedeți cum eu cresc cu numărul de gemuri. Așa. Să o mor din așa că zicea să dau multe lucruri. Dacă vedeți că pierd o inimioară pentru fiecare dată, după ce, când o să fiu un pic mai avansat la joc, pot să-mi cumpăr o armură de la ăla care ajută pe prințesa Gumiță, ăla care e alb și e roșu, care e mic și... Știți care spun? Bombonică. Da, bombonică. Bine, aici apare mapa. Da, am făcut prima cavernă doar ca să văd cum e jocul. E bombonica aia valet? No. Vedeți, dacă mor nu se întâmplă nimic, apare aici, ar fi fain să nu mor, dar... Uite, pentru fiecare episod o să încerc măcar să fac una dintre toate capcanele, care sunt 4 și trebuie să salvezi... 3 like-uri. 3 like-uri, Mater, nu mai spune să-ți dai like-uri, că nici tatăl nu-i canalul. Așa-i? Mie mi se pare că nu e un lucru ok să te milogești de like-uri.
degeaba spui de 100 de ori să-ți dea like-uri dacă nu vor, dacă nu îi plac da. Contentul, adică... Și nici nu... Da, atâta timp cât îți place și îți place să te uiți, poți să dai like, da, poți să dai dacă... dislike. Da, dacă nu... Adică dacă nu-ți place, poți să dai dislike sau da, pur puteți... și simplu poți să treci peste video. Sau pot, dacă vrei, sau... dacă nu v-a plăcut ceva, dați dislike și îmi spuneți și nu v-a plăcut în comentarii, să reparezi, te rog. Da, și hate-ul... Da, nu scrieți lucruri ca... am purtat 3 zile fără să mă râd, am 4. Nu? De exemplu, multe... De exemplu... Sunt o grămadă de oameni care vin la youtuber micuți ca noi și dau hate. Da. De exemplu, haha, ce căcat de content, n-ai nicio cameră bună să te gravezi. Bine că n-am o cameră bună, dar măcar eu încerc. Asta e faza, că noi încercăm să te mai la început, adică... Da, poate că noi când... Noi râdem că zicem că nu avem buget, adică... Râdem da. Când zicem asta. Da, dacă... Dar să fim serioși, suntem... Nu, no. Încă depindem de părinți. Cum să zic? Hai să spunem. Practic. Da, practic încă depindem de părinți. Și dacă spui lui mama ta sau lui taică tău... Să-ți cumpere un Minecraft, pe exemplu. Ce zici, îmi cumperi Minecraft? E doar 31 de lei. Nu, e deloc. Cump. Dar îmi cumperi telefonul ăla, dar îmi cumperi camera aia de filmat, te rog, e doar 600 de lei. Da, când... Poate că când... Sau îmi cumperi Kinemaster să facă... Gacha Live Movie. Da, am puțină baterie, zice, m-am tăjucat ca să provez jocul. Bine, aici vedeți că aici ai băgat ăsta, mai în față să ne dai un hammer, un ciocan, ca să putem să le spargem, dar am făcut prima cabernă, să, da? Hai să ne ducem după ciocan. Știi că tot ăsta a venit, zice, Matei a spus să ne dai like-uri. Ce? Că tot ăsta de că nu putem să ne plătim lucruri, zice, Matei a spus că să ne dai like-uri, fără niciun sens. Că putem, avem bani, că nu suntem săraci, da? Da. Avem bani, dar zic că încă suntem la început, nu are rost, poate în, da, poate că poate cumpărăm de toate. An, poate cumpărăm de toate și într-un an ne lăsăm pentru că nu mai știm, nu mai avem idei. Da, de exemplu, la glămuri trebuie să mă uit toată noaptea și deci de când am canalul de YouTube am început să încearcă-ne, efectiv, toată noaptea stau și mă uit să mă inspir de pe YouTube, să văd ce pot face. Și nu găsesc idei originale care să vină de la mine, pentru că deja e prea obositor cu școală, da, cu și... teme, cu YouTube, cu TikTok, cu glămâuri, cu ai grijă de fratele tău, cu ai grijă să-i faci de mâncare, cu ai grijă da, să-i... Și deasupra e lumea lupișorilor asta care e lângă mine, da? Are mai multe probleme, zice fratele lui e mai mare, eu nu am probleme, zice fratele lui e mai mic și normal stau cu el, tăticii mei acasă. Dar el cum e mai mare și are o casă mare și are de tate acasă, stă singur și mama lui se duce și face bani să-i dăie de mâncare. Să nu înțelegeți că noi suntem săraci. Da. Adică orice om merge la muncă, da? Da. Orice om normal merge la muncă. Nu zic că oamenii care nu merg la muncă nu sunt normali, sunt niște oameni care pur și simplu nu merg la muncă. Îs mămici în orice țară în care sunt casnice, stau acasă și fac de mâncare, fac... curățenie, da. Fac, spală vasele, spală și după ce oamenii exact. Se duc la lucru. Exact, da. Oamenii se duc la lucru, deci eu nu vreau să înțelegeți că noi suntem țărași, că nu ne permitem, da. Ne permitem. De-a faza e că noi nu vrem, nu, nu vrem. Nu, că nu vrem. Încă nu, încă e prea devreme. Nu e bună investiția dacă nu triumfăm sau nu facem nimic. Să zicem așa, deci eu folosim... cumpăr, deci fii atent, eu îmi cumpăr Kinemaster, da? Da. Îmi cumpăr o versiune... Să zicem un joc care costă foarte mulți bani, da? Da. Și nu se uită nimeni la mine. Da. Ce fac? Pierzi bani. Pentru ce? Pentru nimic. Da. Pentru... Până măcar avem, eu măcar până am... Eu până am 100 de abonați... Da, și eu știu că e un lucru care... Știu că e un lucru foarte mare, 100 de abonați pentru și un lucru foarte goi să spunem să ne dați abonare, dacă nu vă place contentul nostru, dar ne-ar plăcea să vă dați abonare. Dice noi... Încercăm să creștem ca să vă putem aduce mai multe lucruri mai bune. Și dacă părinții mei au spus că atunci când fac 100, poate dacă scot ceva din YouTube, au zis că poate mă las să-mi cumpăr Kinemaster, să fac videoclipurile mai de calitate, poate așa vă să vă placă și mai mult. Da. Și de-aia vă rugăm noi să vă abonați, să dați like-uri. Nu, că și oricum nu v-am rugat, adică. Dar oricum nu se câștigă like-uri de la abonări, de la like-uri. Se câștigă de la de la content, că nu. Dacă
Depinde deci, de multe lucruri. Eu nu am făcut YouTube-ul pentru bani, eu am făcut YouTube-ul. Hai să vă spun. Deci eu când eram mică, mereu când deschideam un joc, vorbeam singură și efectiv zicea: bună și mersi la un nou video, astăzi o să ne jucăm jocul X, da? Și eu mă jucam și tot vorbeam acolo. Și acum m-am gândit, dacă îmi dau părinții posibilitatea asta, de ce să nu o fac, nu? Bine, hai să nu mai vorbim despre asta, că am vorbit mult și ca să ne concentrăm la joc. Da, da. Am avansat mult, chiar am găsit camerul, dacă ați concentrat la asta și nu cum vorbeam. Veți vedea că deja avem camerul și putem să merem după cuvărul ăla care l-am luat deja, dacă v-ați fost atenți. Și apoi merem la început, că o să mă omor. Așa. Să mă duc la început mai așa repede, nu pierd nimic dacă mă mor. Să iau inima, știi că aici, cum că deja am făcut prima cavernă, știu că aici îți dau o inimă. Adică o inimă în plus, știi că acolo am 3 inimi, ori vezi? Stăm da, o inimă în plus. Vezi aici, vă las să citiți. Da. Ce mai acolo? Chiar Mateiul ăsta care v-am spus aici, folosește de patul ca să stai lângă mine. Vreau să vadă. Dar o să vezi pe YouTube. Da. Că te abonă la el. Ai dreptate. Și am așa văzut... Așa că nu strică surpriză și du-te din altă cameră. Na, dar oricum am văzut că lumea comentează lucruri foarte frumoase la videourile mele. Pe exemplu, în primul meu video mi-au comentat doi oameni. Nu știu, mi-au spus, hai, fă, nu știu că e bun, e frumos contentul că tău. Că place contentul. Hai, o să pauzez 2 secunde, zice, trebuie să mă duc să fac ceva. Și am un întoarcem. Hai. Bine. O să încerc să îi bat pe ăștia, că ăștia vreau să mă omoare, literal, adică... Mente. Da, uite. De ce mănânci părul? Da-te. Nu știu, ăștia care am lângă mine sunt nebuni și... No. Literalmente. Dacă vreți să vedeți, vă las contentul meu de pe TikTok, încă nu dice acolo, mostrez fața. Dacă vreți să mă cătați... Te poți să-ți faci un alt cont de TikTok pe care să nu-ți arăți fața. Da. Dar nu are niciun sens. Oricum, dacă vreți să mă cătați pe mine pe TikTok, puteți să mă cătați cât vreți, că nu o să mă găsiți niciodată. Nu cred că o să puteți. Da. Adică e imposibil. Bine, nu e imposibil, dacă ești prietenul lui, probabil știi cum arată. Bine, aici e o ușă... Dar însă pe mine mă puteți căuta. Da. Uite, aici este o ușă cu față de... O ușă cu o față, care trebuie să-i dăm mâncare de aur, ca să putem să intrăm la șef, bine? Eu mă duc după mâncarea aia, care e pe aici. Cred. Da, m-am jucat prima cavernă, alealte nu le cunosc, zice nu, doar m-am jucat la prima ca să fac provă de voce, să știu dacă jocul interesant, și. Adică tot YouTuber face asta, știi, să nu... Adică e imposibil ca un YouTuber pur și simplu să deschidă, să uită, să instaleze un joc, să nu testeze deloc. Și să începe să graveze. Bună, ce mai faceți? Știi ce zic? Da, să nu calibreze sunetul jocului. Pe exemplu, eu l-am oprit, ce v-am spus, că la prove de voce dinainte nu se mai auzea vocea, se auzea doar muzica. Da, pe exemplu, pe Brawl Stars, la primul video care am făcut eu, am făcut totul provă de voce și de la muzică nu mi se auzea, așa că, nu. Așa că nu o să mai apară muzică în video. Nu, o să apară, dar o să încerc să n-apară mai puțin. Da, și să sperăm să nu se ia copyright de la muzică. Da. De obicei, la jocuri există unele muzici de care se poate lua... Da, pe exemplu, dacă vreți content de la Fortnite, care am jocul și pot să mă joc la el, bine, puteți să spuneți în comentarii că, dacă vreți, știi? Și, nu, pot să-l urc, că nu mi-e greu, am urcat deja, am practicat mult să mă joc și eu cred că e destul de bun ca să nu arăt o partidă ca un noob, știi? Oricum n-am skin-uri, n-am nimic, dar mă joc și eu un pic. Pentru diversiune, nu? Că astea jocurile. Diversiune. Divertisment. Ce minți, mă? Ce? Cum adică mintu? Cum că mint? Că ești mai profesionist. Da, fix. Ai, am lamințit un pic pe ăsta și crede-te ce spun. I-am spus că sunt cel mai bun jucător de Fortnite. Stai un pic. Sunt cel mai profesionist jucător de Minecraft, ce vrea să spună de Fortnite, ce vrea să spună de fapt din casa mea. Da, chiar. Adică oricum... Eu sunt cea mai bună jucătoare de Brawl Stars din casa mea. Da. Adică oricum nu mă interesează tare mult să câștig, doar vreau să mă... Distrez. Da, că astea jocurile, nu să te enervezi pentru să pierzi. Eu câteodată, chiar și plâng. Când
El plânge de nervi. Da. Da, odată vedeți, i-am dat tableta și m-a lovit. Hai să ne concentrăm un pic, dice. A, da, da, chiar. Acum chiar vreau să vă spun ceva, că ați văzut că am luat deschis ușa, că i-am dat mâncare de aur care am găsit înainte. Aici e o hamburgheză care trebuie să omor cu... Dar asta e doar dacă știi să fugi de ea și să... Vedeți astea patru cercul din mijloc. No, am apăsat acolo și am pierdut. Acolo se pune tot timpul și îți aruncă ketchup. Da, știu, e ridicol, dar îți aruncă ketchup. Și dacă te pui acolo înainte să vină la tine și dai cu hammer-ul, omori. Adică îi scoți viață. Adică, vezi, mi-a aruncat ketchup, eu i-am dat cu hammer-ul. Atunci, strategia mea e să mă duc departe și după ce când ea se duce, hai să așteptați-vă, dau o pauză 2 secunde. Bun. Nu se pierde. Credeți-mă, nu se pierde nimica. Bine. Nu se pierde nimica, băiați, doar așa, settings. Sound. De ce eu off și se aude muzica? Nu trebuie să se audă. Bine, rezum. Eu nu am nimic, dar da. Bine, am o da. Ar trebui să mă aude. Și dacă nu mă aude, înseamnă că surd. Nu, a murit drept ca... Nu. Nu e a mea. 2 secunde. Bine, hai să ne întoarcem iară. Nu e a mea. Nu e a mea. Bine, hai să ne mai facem. Dar să încerc să nu dai cu ketchup-ul și să ajung să-i dau una bine, bine, bine. Hai că ăștia doi se luptă ca de proșces. Dice, nu poate să trăiască fără lupta. Dice, eu născut așa, cu lupt în creier. Ne-a băgat un chip în creier. No. Matei, eu născut așa, e super, îi place să bată. E violent. Da, e super violent. Dacă îl vedeți... Nu să râdeți de băcăcat pe voi. Nu. Ok. De fapt, dacă vreți să-l vedeți ce violent e, uitați-vă la serialul nostru de Minecraft, că tot timpul ne bate. Fără niciun sens, doar să ne... Până și pe jocuri e violent. Da, doar să fie, să ne fie... Dacă înțelegi de ce e plină galeria lui. El stă cu pumnii să se bată. Oh, nu, 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 burgheza, am omorât-o. Da, am câștigat. Lol, 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 lol. Bine, o să fac doar o din asta pe zi. Episodul. Da, o să fac doar un dungeon pe zi, bine? Hai, da, yes. Și, no, băiați, mă duc în fața casei mele și o să fac doar o dungeon pe episod. Sper să vă fie plăcut episodul ăsta și